Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește sănătatea. În ediția de astăzi aș vrea să discutăm despre epidemiologie. Ce oare înseamnă? Cu ce se ocupă? Îmi spunea cineva recent că ar putea fi așa ceva care prezice anumite epidemii. Poate să zice și așa, dar nu. Este cu totul altceva. Este cercetare medicală pură. Este cercetare atunci când vorbim despre boli. Despre boli care apar în colectivități, în școli, în spitale. Iată de ce pentru această ediție îl avem invitat pe domnul profesor dr. Emilian Damian Popovici, medic primar epidemiolog, vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie, vicepreședinte al Comisiei de Epidemiologie Colegiul Medicilor din România, membru în Comitetul de Conducere al Rețelei Internaționale de Elaborare a Politicilor Epidemiologice. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru că sunteți astăzi împreună cu noi și, așa cum spuneam, epidemiologia rămâne încă un domeniu pentru mulți salvator de viață, dar mai ales în contextul epidemiilor. Eu vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur că sunt aici cu dumneavoastră și sper să reușim să transmitem o informație care să fie utilă celor care ne privesc. Mai epidemiologia este, cum îmi place mie să spun, este baza prevenției. Deci este știința fundamentală a prevenției, chiar dacă apariția ei este legată de apariția anterioară a microbiologiei, pentru că ăsta este adevărul și cele două sunt foarte strânse colaboratoare în cam toate planurile. Dar știința fundamentală a devenit epidemiologia și este normal ca să fie așa dacă ținem cont de preocupările pe care această disciplină, această știință le are. Acum, cu ce se ocupă epidemiologia? Am să încerc să dau poate așa o definiție care să fie foarte pe înțeles și celor care nu au pregătire medicală. Deci, în primul rând, nu se referă epidemiologia doar la bolile transmisibile, mai corect, la bolile infecțioase, pentru că transmisibile sunt și bolile transmise genetic. Ori aici vorbim de boli infecțioase și neinfecțioase. Și eu zic că e corect exprimarea asta. Deci, pe lângă epidemiologia bolilor infecțioase, și aici deja oamenii sunt obișnuiți cu discuțiile din pandemie, cu epidemiologi, și din alte evenimente legate de anumite probleme generate de bolile infecțioase. Deci, pe lângă bolile infecțioase, avem epidemiologia bolilor neinfecțioase. Cum mi se spune de către unii, epidemiologia bolilor netransmisibile, care este cel puțin la fel de importantă. Pentru că și în cazul ulcerului duodenal sau în cazul bolii coronariene sau a diabetului sau a oricărei alte patologii, avem factori de risc, avem măsuri de profilaxie și combatere, avem practic cam aceleași elemente, dar poate uneori interpretate un pic altfel, pe care le regăsim și la bolile infecțioase. După aceea avem epidemiologia iatrogenității sau farmacoepidemiologia, care este un câmp de cercetare extraordinar și este un câmp de acțiune prin cercetare. Pentru că, vedeți, dacă cercetezi și totul se termină la cercetare, ai făcut ceva, dar n-ai făcut tot. Tot. Și de multe ori am remarcat asta la manifestări științifice care au avut o anvergură deosebită, dar care, din păcate, nu s-au finalizat cu niște seturi de recomandări pentru dirigiuitorii sănătății, pe specialitatea pe care erau axate acele manifestări. Asta ar fi de dorit, ca manifestările științifice să se finalizeze cu niște concluzii care să fie utile sistemelor de sănătate și, cum spuneam, dirigiuitorilor care nu pot primi o mai bună avizare pe o anumită specialitate decât de la cei mai buni specialiști din țară care se reunesc la un moment dat ca să discute niște probleme. Pentru că tot ne-am reunit pentru ca să discutăm niște probleme și pentru că și dumneavoastră ați venit în București de la Timișoara,
Și aș mai vrea să spun câteva lucruri despre dumneavoastră, pentru că este bine de știut că întreaga dumneavoastră carieră ați dedicat-o cercetării, ați dedicat-o epidemiologiei. Între anii 2005 și 2009 ați fost în funcția de director al Institutului de Sănătate Publică, profesor dr. Leonida Georgescu, având ca principală activitate coordonarea și managementul activităților legate de subprogramele de sănătate publică și a proiectelor de cercetare derulate în institut. Între 2007-2009 ați deținut poziția de membru supleant al Consiliului de Administrație Centrul European de Control al Bolilor, Stockholm, Suedia. Este o instituție extrem de valoroasă și în momentul în care lucrați acolo, deja experiența acumulată este foarte, foarte importantă pentru România. Totodată, membru al Consiliului Științific, Agenția Națională a Medicamentelor, din nou o poziție foarte importantă, și de asemenea președinte al Consiliului de Administrație, Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie Victor Babeș Timișoara. Nu mai vorbim despre faptul că timp de 4 ani a fost președinte al Societății Române de Epidemiologie și acum vicepreședinte al societății. Ceea ce este foarte impresionant este faptul că ați inițiat un proiect de care avem mare nevoie în România, Preventim, proiect care de fapt își dorește ceea ce fiecare dintre noi ne-am dori, o generație de copii educați, de tineri educați, educați astfel încât să poată să dea o mână de ajutor chiar celor în vârstă atunci când vorbim despre sănătate. Dar până să intru în aceste probleme, am să mă întorc puțin în istoria dumneavoastră. Vorbind despre faptul că ați ales o disciplină dificilă, frumoasă într-adevăr, dar grea. Cum de ați ales să faceți epidemiologie, să studiați această disciplină și nu altceva? Acum, aș vrea să fac o mică completare la ce am spus despre epidemiologie, ca să fiu înțeles mai bine cu ce se ocupă ea și cum abordează problemele. E diferența între epidemiologie și disciplinele clinice. Da? Discutăm de specialitățile clinice, să zicem gastroenterologie, alte specialități clinice. Deci unitatea de studiu la epidemiologie este populația, care poate să fie, de exemplu, populația unui oraș, populația unei țări, populația unui continent, populația la nivel global. Pe când unitatea de studiu la disciplina clinică, la specialitatea clinică, este pacientul. Da? Deci la disciplinele clinice avem pacientul, individul, iar la epidemiologie avem populația. Acum, cum am ales eu? Nici nu știi dacă ai ales tu, te-ai ales conjunctura, să spunem, și momentul acela pe tine, așa a fost sortit, probabil câte ceva din fiecare. Pentru că, vedeți, au fost primele două posturi care s-au scos la Universitatea de Medicină. Noi am fost o promoție care am avut o situație mai delicată. În sensul că am terminat facultatea în 1981, am avut 3 ani de stagiatură, așa era atunci organizarea. În 1981 am terminat, în 1984 s-a terminat stagiatura, după care noi n-am mai avut examen de pe specialitate ca să facem rezidențiatul, cum îi spune acum, până în 1990. Deci, practic, 6 ani, noi am fost la țară. Adică ăștia au fost și cei 6 ani pe care eu i-am parcurs ca și medic de circumscripție. Nu-mi pare rău nici o secundă că am făcut această activitate. Sunt extraordinare amintirile și satisfacțiile pe care le-am avut ca și medic de circumscripție, cum se numea pe vremea medicul de familie. Am fost și medic de întreprindere. Am fost medic de întreprindere la o întreprindere foarte grea, întreprinderea minieră Orșova, care îi se spunea întreprinderea de moarte organizată, pentru că se murea pe capete de silicoză, de asbestoză, de silicotuberculoză. Era întreprinderea cu incapacitatea temporară cea mai mare din țară la vremea respectivă. Deci am intrat în niște servicii care nu au făcut altceva decât să mă pregătească pentru ceea ce a urmat, și de-aia spuneam că este și o predestinare. Pentru că eu sunt convins că fiecare trecem prin niște faze de pregătire care ne fac apți ca să facem după aceea un salt poate mai important. Și în 1990 s-au scos primele două posturi în primăvara anului 1990, primele două posturi de asistent universitar. Și unul dintre ele
a fost postul de asistent universitar la disciplina de epidemiologie. Pentru că eu cochetasem destul de mult cu bolile infecțioase ca specialitate și ca post de asistent, că și acolo era posibilitatea asta. Dar pentru că a apărut epidemiologia ca era, avea legătură și cu bolile infecțioase, cum am spus, care și cu microbiologia, am intrat pe acest post și odată ce am început, am avut șansa unui culoar extraordinar, pentru că profesoara mea, cu care am avut o relație extraordinar de specială și care a durat până în anul 2021, în afara colaborării directe, pentru că dumneavoastră a fost pensionată în 1993. Și în 1993, deci după 3 ani, eu am devenit asistent cu delegație de curs și am preluat șefia disciplinei, pe care am dus-o până în zilele noastre aproape. Da, e interesant. Înseamnă că așa rândui Dumnezeu, să mergeți acolo unde trebuie, era locul dumneavoastră și unde, de fapt, cred că v-ați simțit foarte bine. Nu v-ați gândit nicio secundă să faceți o supra-specializare, să plecați spre altceva, pentru că v-ați regăsit. Este menirea dumneavoastră, este cariera dumneavoastră, deja este un succes tot ceea ce ați făcut. Am avut determinarea de a învăța și de a ajunge să știu. Sigur, nu zic eu că sunt atot știutor în epidemiologie, dar am ajuns să știu atât încât să-mi placă ceea ce am ajuns să fac. Pentru că n-are cum să-ți placă ceva ce nu știi. Ori eu am avut șansa asta de a ajunge să știu atât încât să-mi placă ceea ce am făcut și n-aveam cum să renunț la ceea ce îmi plăcea. Pe mine mă fascinează ideea că epidemiologia se apleacă extraordinar de mult asupra cauzelor bolilor. Mi se pare formidabil. De cele mai multe ori, atunci când mergi la clinician, meritul lor și respectul lor, nu am absolut nimic a le reproșa, în funcție de starea pe care o ai, se prescrie un tratament. Până când, sigur, vin anumite rezultate și atunci se modelează tratamentul. Faptul că dumneavoastră mergeți și studiați cauza bolii, cred că este cel mai important lucru. Să știm de ce avem acea boală. Eu sunt ușor îngrijorată atunci când mă gândesc la hipertensiune arterială, de exemplu. Pentru că populația, din ce în ce mai mult, suferă de hipertensiune arterială. Suferă de diabet, bolile cardiovasculare și obezitate. Și sigur că mi-ar plăcea să aflu de la dumneavoastră care sunt cauzele care stau la baza acestor boli după ce am eliminat factorul genetic. Sigur, cauzele sunt multiple, dacă ați spus de hipertensiune arterială, pentru că poate să fie hipertensiune renală, poate să fie așa numită hipertensiune esențială, dar poate asta ar fi interesant de discutat un pic. Acea hipertensiune esențială, adică fără o cauză, să zicem, precizată, cel puțin în destule consulturi medicale. Este așa cum ați spus, se tratează, vine pacientul, are valori tensionale crescute, este tratat, nu se acordă atenție, cum ați spus iarăși foarte bine, cauzelor care au putut să aducă la situația asta de valori tensionale foarte crescute sau crescute. Și am să dau exemplu personal, că ăsta este poate cel mai lămuritor. Deci eu în 2003 eram, cum m-a ajutat pe mine știința epidemiologică să mă fac bine. Deci în 2003 eram obez, pentru că am fost neatent la alimentație și la toate celelalte. Aveam 130 de kilograme. A, nu. Da, 130 de kilograme. Și am ajuns hipertensiv, bineînțeles, și m-am dus la cardiolog, care mi-a scris un tratament antihipertensiv. N-am avut discuții, nu zic aproape nu, deloc, dar foarte reduse vis-a-vis de obezitate și de modificarea datelor probleme în privința obezității, care să schimbe datele probleme în privința hipertensiunii. Însă eu am gândit la treaba asta, am avut ajutor de la Dumnezeu ca să am determinarea și hotărârea de a slăbi, de a pierde kilogramele în plus. Am reușit să slăbesc 25 de kilograme în 5 luni, câte 5 kilograme pe lună.
fără operații, fără intervenții chirurgicale și fără medicamente, care poate să fie o tragedie, o dramă pentru sănătate, pur și simplu schimbând un modul de viață. Asta vreau să spuneți. Și cum ați reușit? Simplu, deci am făcut masa principală, masa de dimineață, masa a doua am împins-o undeva pe la ora 5, fără niciun fel de altă mâncare după ora 6, până a doua zi, și seara mișcare în fiecare zi. Adică? Care a crescut progresiv. Deci, vă dați seama, la 130 de kilograme eu n-aveam training când m-am apucat în 2003. Am plecat, și acum îmi vine să râd și mie, prima oară când am plecat cu gândul de a face mișcare, am plecat în costum și cu cravată, că n-aveam. Asta era echipamentul meu tipic de stradă, costum, cravată, ca să se mascheze burta, că era mare, nu-mi plăcea să se vadă, sunt probabil un tip destul de cochet. Și umblam așa... și prima oară când m-am dus de la mine de acasă până la catedrală și înapoi, că a fost un drum de vreo 12 minute sau 15 minute dus, 15 minute întors, m-am dus în costum și m-a pufnit râsul. Și după aia m-am dus să-mi cumpăr training și ce-mi trebuia ca să pot să mă apuc. Și am început cu plimbarea, cu mersul, după aceea mersul din ce în ce mai hotărât, la un mers militar, și la un moment dat, într-o seară, am trecut de la mers la alergare. De asta s-a întâmplat în timp. Da. Da? După ce am slăbit vreo 30 de kilograme, așa, m-am trezit că mă simt bine, și când mi-am verificat tensiunea arterială, era scăzută. Și atunci, treptat, am scos tratamentul antihipertensiv și atunci m-am dus la un prieten cardiolog și m-am întrebat unde este hipertensiunea esențială. Pentru că, de fapt, boala era obezitatea, iar hipertensiunea era consecința obezității. Remedind cauza, adică tratând cauza, am înlăturat efectul care era hipertensiunea și am devenit normotensiv, fără tratament antihipertensiv. La momentul acela, sigur că avansând în vârstă, se produce, apar plăcile de aterom pe vasele de sânge, se îngustează conținătorul și atunci presiunea conținutului crește, că asta se întâmplă. Dar atunci, în momentul respectiv, am devenit normotensiv, fără tratament antihipertensiv, scăpând de acele kilograme în plus. Bine, am slăbit foarte mult. Am ajuns de la 130 de kilograme la 80, cât a fost greutatea mea dinainte de a mă îngrășa. Și cum se vede, n-am mai revenit la greutate excesivă, pentru că am avut grijă. Și aș sublinia ceva. Organismul are niște mecanisme incredibile de autoreglare dacă îl ajuți. Chiar revenirea mea la greutatea pe care am avut-o anterioară de 83 de kilograme, deci parcă este și acum, sunt tot acolo. Deci organismul se așează în matca lui dacă nu exagerezi cu agresiunea pe care o produci prin alimentația irațională, prin fumat, prin alte toxice. Deci dacă îl păzești, organismul știe să te ducă... să ai o viață care să fie frumoasă și pe care să o trăiești cu plăcere. Cred că la fel ar spune și despre colesterol, acum vorbeați de plăcere de aterom. O cauză a acestor depuneri, există prevenție, s-ar putea face ceva dumneavoastră din studiile epidemiologice? Puteți să ajungeți la o concluzie, pentru că primul lucru pe care îl facem atunci când avem un colesterol mărit este... să luăm un tratament. Nu îmi plac alimentele grase, nu mănânc ceea ce nu-mi place și cu toate acestea, colesterolul este mare. Cum să mă duc spre cauză, domnule profesor? Deci eu ca epidemiolog, sau opinia mea ca epidemiolog, este că nu este necesar a apela la tratamentul cu statine, de exemplu, din prima. Sigur că apelezi la tratamentul cu statine din prima atunci când ai o persoană cu un risc cardiac foarte crescut, un om cu infarct miocardic, nu mai ai cum să aștepți să se regleze colesterolul sau să scadă colesterolul când persoana respectivă deja are o urgență cardiologică. Deci acolo intervii rapid, nici nu poți să-l pui să facă efort fizic, să facă mișcare, sunt niște condiționări. Dar la oameni care nu au o asemenea problemă, prima măsură sau primele măsuri care trebuie luate, în opinia mea, sunt acelea legate de modificarea stilului de viață, de modificarea alimentației,
de mișcare, care este dușmanul, în ghilimele, numărul 1 al colesterolului crescut. Și dacă omul nu are probleme altele de sănătate care îl împiedică să facă această mișcare, sigur, progresivă. Deci nu peste noapte îl trimit să alerge până când face infarct, Doamne ferește. Dar astea toate se fac sub o coordonare a mai multor specialități. Deci așa se vede peste tot problema și așa se abordează. Și vedeți, mi-aduc aminte, de multe ori în discuții pe tema asta, mi-aduc aminte de o rezidentă, eu discutăm foarte deschis, cum ați văzut, problema obezității și exemplu personal, pentru că vreau să-i ajut pe oameni să înțeleagă că se poate. Și atunci află de la mine unde am fost, văd cum sunt și poate, să zicem, consideră că exemplu merită urmat. Și discutând cu niște medici rezidenți, cu un grup de medici rezidenți, era o colegă acolo care era obeză, clar. Și discuta de problema ei la fel de deschis ca și mine și a povestit cum a fost în Italia, unde a mers pe problema aceasta obezității și a fost consultată de 4 sau 5 specialiști. Deci problema privită la modul foarte serios, nu la stilul ăsta, fato, ești cam grasă, vezi tu ce faci cu mâncarea, pentru că îl faci pe om să se închidă în el și să devină retiv în a mai discuta problema de frica de a nu fi jignit. Adică asta este o boală, obezitatea este o boală. Și este prima întrebare pe care o pun studenților când discut la epidemiologia bolilor netransmisibile, neinfecțioase, discutam problema obezității. Ce considerați că este obezitatea? O chestiune de aspectul? Sau este o boală? Și îmi pare bine că marea majoritate, ca să nu spun chiar toți, spun că este o boală și așa este. Deci, vedeți, o pacientă, care medic rezident, care s-a dus tocmai în Italia, oare de ce s-o fi dus în Italia ca să-și trateze problema asta obezității? Pentru că acolo era o abordare ceva mai complexă, așa cum am spus, fiind văzută și de medici, și de dietetician, și de psiholog, pentru că e o chestie, unii reușesc să-și insufle singuri, au putința și reușesc să își genereze dorința de a se schimba. Alții nu pot să facă treaba asta sau nu pot să o finalizeze. Adică doresc, dar lovindu-se de piedicile de pe drum, renunță pe undeva la problemă. Și atunci ai nevoie de intervenția psihologului. Deci rezultate serioase nu pot să se obțină decât prin măsuri serioase și prin intervenții serioase. Și încă ceva, nu poți obții rezultatele altora fără o finanțare cel puțin comparabilă cu finanțarea și cu abordarea lor. Deci n-ai cum să obții rezultatele pe care le obțin unii care își finanțează foarte bine sistemul de sănătate, care au o abordare complexă a problemelor, pentru că nu se poate. Știți ce mă gândeam? Studiile atestă faptul că de ani de zile, de zeci de ani de zile, România ocupă un loc fruntaș la bolile cardiovasculare. Și mă întreb, chiar nu putem să facem nimic pentru a preveni aceste boli? Cercetările dumneavoastră arată exact același lucru. Populații întregi, regiuni întregi. De aceea suntem pe locul întâi în Europa la incidența bolilor cardiovasculare. Unde? Ce ne scapă? De ce nu putem reduce această suferință? Ne scapă intervenția la nivel populațional. Exact intervenția asta de tip epidemiologic pur, ca să spunem așa. Adică, sigur că și la noi lucrurile se corectează pe indivizi, da? Care ajung pacienți, care ajung la medici care cu responsabilitate le dau sfaturile care trebuie să fie date și care reușesc să fie suficient de convingători, și pe grupe populaționale, dar în niciun caz schimbare de situație la nivel național. Păi, domnule profesor, noi de fapt scădem incidența dând medicamente. Eu mă duc la cauză. Cauzele nu pot fi rezolvate, cum discutam la puțin mai devreme. Pot să fie și este un exemplu pe care eu îl dau de câte ori am ocazia, pentru că este un exemplu de urmat. Și ce vedem în Finlanda? Da? Finlanda a fost țara cu
care a fost pe numărul 1 la morbiditate, la număr de îmbolnăviri și la mortalitate prin boli cardiovasculare între țările europene. De ce? Pentru că aveau moștenite niște obiceiuri din acestea alimentare foarte dăunătoare de la moșii și strămoșilor. Deci era și o chestiune care, așa la prima vedere, nu este ușor de corectat, pentru că e vorba de o moștenire. Nu? Cum avem și noi moșteniri. Prin diversele regiuni, diverse obiceiuri alimentare sau conexe cu partea asta. Și totuși un guvern responsabil în Finlanda a ajuns să gândească că nu poate să facă dezvoltarea țării fără sănătatea populației. Și cum aveau principala problemă bolile cardiovasculare, s-au axat pe asta. Și au început cu niște măsuri care par foarte simple, dar foarte eficiente. Nu sunt foarte ușor de aplicat pentru că necesită tenacitate, necesită și profesionalism și încăpățânare în a duce lucrurile pozitive, în a duce lucrurile la bun sfârșit. Și au introdus o masă gratuită la toți copiii din Finlanda cu alimentație sănătoasă. Da? Deci toți copiii în toate școlile mult mai mult decât cornul și laptele. Da? Deci o masă completă, sănătoasă la toți copiii din Finlanda. După aceea, în etapa a doua, pentru că mergi pas cu pas, vezi dacă ai rezultate și faci pasul următor, au văzut că treaba merge și au introdus orele de lucru manual, au făcut în orele respective pregătirea alimentelor în mod sănătos. Deci au învățat pe copii cum să-și prepare, cum se prepară o alimentație sănătoasă. Următorul pas a fost de a oferi o tabără gratuită tuturor copiilor din Finlanda în care i-a învățat viața sănătoasă, nu numai alimentația sănătoasă. Și copiii aceștia, obișnuindu-se cu alimentația sănătoasă, au cerut mamelor să le facă acest tip de alimentație, iar mamele, lumina ochilor, e copilul. Normal că au făcut, i-au îndeplinit dorința și n-au mai avut timp să prepare felurile acelea de mâncare nocive. Deci nu printr-o interzicere care să ducă la o reacție. Da. La o reacție care este exact pe dos de cum ți-ai dori-o. Da? Ci convingându-i pe oameni printr-un mecanism foarte, foarte eficient că e o altă cale. Și în felul ăsta familia finlandeză și-a schimbat modul de alimentație în totalitate și au ajuns de pe locul întâi negativ pe locul întâi pozitiv, cu cea mai mică, cel mai mic număr de îmbolnăviri pe anumite patologii cardiovasculare, cu cea mai mică rată de decese. Și atunci asigur că poți să speri, cum spuneam, la dezvoltare economică. Cu un popor care este permanent preocupat de grija zilei de mâine, n-ai cum să obții acel nerv necesar unui salt economic care să fie cu adevărat reprezentativ și care să fie durabil în timp. Deci, iată că dacă ai câștig de sănătate și vedeți câte se câștigă, pentru că facem o socoteală așa simplă. În momentul în care, să zicem, reduci bolile cardiovasculare cu 50%, da? Bolile cardiovasculare presupun tratamente cronice. Reduci acele tratamente și câștigi sănătate și faci economie de bani pe care o ții la bugetul sănătății fără să fie necesar să aduci bani suplimentari din altă parte. Reduci investigațiile în cardiovascular. Tot cu 50, cu 30%, deci cu procente importante, când ai o patologie foarte răspândită, procentele astea contează mult și în plan financiar. Investigațiile astea în cardiovascular sunt foarte scumpe. Banii aia, iarăși ai câștigat sănătate, banii îi pui deoparte. Reduci intervențiile în cardiovascular, care costă foarte scump. Ai câștigat sănătate, pui banii deoparte și te apuci cu aia să tratezi, eu știu, boi rare, alte probleme, fără să trească să suplimentezi, cum spuneam, bugetul în sănătate. Deci, iată, câștigi sănătate, câștigi cu populație sănătoasă dezvoltare economică și îți faci și chivernisești, să spunem, banii mult mai bine, în așa fel încât să intervii tot pe sănătate, pentru ca să reușești să dezvolți lucrurile în direcția pe care o dorești. Deci se poate, se poate face, doar că trebuie acțiuni concrete, hotărâte, bine gândite, care să îi convingă pe oameni să meargă în direcția pozitivă și care trebuie obligatoriu însoțite de educație. Pentru că fără educație nu se poate face mai nimic. Da, de fapt, nu faceți altceva decât să enumerați lucruri atât de simple și care ne sunt la îndemână.
nu e nimic spectaculos. Ce înseamnă să mă gândesc că de mâine am să regândesc alimentația? Am să mă gândesc mai atent că trebuie să merg mai mult pe jos. Sunt lucruri banale, pot spune, și cu toate acestea, ignorate, ani în șir, ajung la bolile despre care vorbeam puțin mai devreme. Este aproape incredibil, și când vorbim despre România, vorbim despre zone endemice, pot spune, zone endemice în obezitate, de asemenea endemice în boli cardiovasculare, că spuneam mai devreme, diabet. Avem zone endemice. Dumneavoastră, de fapt, ca specialist în epidemiologie, știți toate acestea, că vorbim despre bolile, care am spus, nu infecțioase, de cele neinfecțioase și netransmisibile, pentru că până la urmă ele se transmit doar pentru că și strămoșii mei au mâncat într-un anume fel. Există o zonă, există din ceea ce ați studiat dumneavoastră, o zonă mai la risc pentru anumite boli cardiovasculare sau diabet sau obezitate, unele zone mai la risc decât altele? Păi sunt, sigur că sunt zone, și astea sunt niște lucruri super cunoscute. Ardealul are tipicul lui alimentar, caracteristicile lui alimentare, care în unele situații, atunci când nu apar niște mecanisme compensatorii, să spunem cum sunt la maramureșeni, care mănâncă clisă, dar fac efort fizic, sau făceau cel puțin până la un moment dat, da? Dar cred că și acum fac, făcând efort fizic, compensează ceva din partea cealaltă. Dar sigur că alimentația asta foarte grasă și mai greu de suportat de organism duce la o anumită patologie, și aici am spus o regiune, că nu e niciun, doar și bănățenii, șunca lor din spice, cum se spune prin Banat, nu le-o scoate nimeni, și asta este. Deci și aceste lucruri nu trebuie interzise. Bunica, care a trăit 98 de ani, că am avut în familie oameni care au ajuns la vârste înaintate, dar îngrijindu-și foarte bine sănătatea și bazându-se pe niște principii foarte solide, am avut o mătușă, a trăit 101 ani și 3 luni. Și am fost 5 ani de zile pe finalul vieții ei, foarte aproape de ea, și am ajuns să o cunosc destul de bine. Și ea spune așa, de la masă să nu te scoli niciodată sătul, și mișcarea înseamnă viață. Asta a învățat-o pedagoga la vârsta de 16 ani la școala de fete, pe care a făcut-o într-un orășel mic din județul Timiș, în Jimbolia, și a intrat în cap treaba asta, a aplicat-o toată viața. Nu s-a modificat, din punct de vedere al greutății corporale, absolut niciodată semnificativ, și a respectat astea două lucruri. Mișcarea înseamnă viață și nu te scula de la masă niciodată sătul. Da? Bunica a ajuns la 98 de ani, fratele mătușii la 98 de ani, deci sunt niște longevivi care pot servi de exemple, și bunica mea spunea așa, toate sunt făcute ca sfat către nepot. Toate sunt făcute pentru om, dar cu măsură. Și dacă îți cunoști măsura în toate, te vei bucura de toate multă vreme. Și ea a avut un rol important în acea decizie a mea de a modifica greutatea corporală și de a o lua, pentru că îți arată. Dom'le, vrei să ajungi ca mine? Fă ca mine. Ce spuneam adineori cu investiția într-un anumit domeniu. Nu investești atâta, nu vei obține aceleași rezultate. Nu faci ce a făcut cel care a ajuns la 100 de ani, nu vei ajunge la 100 de ani, nici măcar nu te vei apropia. Că la 100 de ani nu se știe dacă ajungi, că acolo sunt mai multe chestiuni care trebuie să se întâmple. Deci, asta este problema. Nu înseamnă că trebuie să interzici. Gata, luăm bănățeanului șunca, îi oprim ardeleanului toate plăcerile lui alimentare. Nu, trebuie prin educație, prin informare. Pe oameni nu ai dreptul să-i responsabilizezi atâta timp cât nu le-ai transmis informația necesară pentru a merge pe o cale bună. Poți să-i responsabilizezi după ce le-ai transmis informația dacă nu aplică principiile respective. Dar mai întâi trebuie să ai grijă ca să-l ajuți pe om prin educație să poată să înțeleagă mesajul pe care îl transmiți și să transmiți mesajul corect. Și abia după aia, dacă nu se întâmplă niște lucruri, să te miri sau să-ți pui alte probleme. Ați spus că epidemiologia se ocupă în general de grupuri, nu de individ. De individ se ocupă studiul clinic, se ocupă clinicianul.
puteți semnala situații în care dumneavoastră ați intervenit ca specialiști în anumite focare, pentru că în momentul în care sunt mai multe cazuri într-un loc anume, se numește deja focar. În situații limită, nu contează dacă boala era infecțioasă sau era neinfecțioasă, erau anumite situații grele în care ați intervenit pentru eliminarea acelor probleme? Păi sunt foarte multe situațiile astea în care am intervenit încă înainte de a fi epidemiolog, ca medic de circumscripție, pentru că primul care intervine într-un focar de boală transmisibilă, de fapt, este medicul de familie. Și medicul de familie trebuie să aibă, cum spuneam, era medicul de circumscripție, trebuie să aibă o anumită pregătire epidemiologică, sigur nu la nivelul unui specialist în epidemiologie. Dar vedeți, intervenția în focarele de boală transmisibilă, cu cât este mai rapidă, cu atâta limitezi proporțiile focarului și limitezi consecințele. Și atunci primul care este acolo, să spunem, în mediul rural, cine este? Medicul de familie care este acolo prezent. Dacă el așteaptă până când vine epidemiologul, până când vine infecționistul, până se pune un diagnostic. Deci și epidemiologul de aia trebuie să aibă o pregătire pe mai multe specialități. Sigur, nu să știe infecțioase ca și infecționistul. Nu să știe laborator ca și medicul de laborator. Dar trebuie să știe și din boile infecțioase ca să poată să pună un diagnostic corect, să orienteze ancheta epidemiologică, măsura de intervenție în focar, care e și măsură, adică e o metodă de cercetare, dar e și măsură, metodă de intervenție în focarul de boală transmisibilă, să poată să orienteze corect, pentru că dacă nu știe să orienteze corect, să pună un diagnostic măcar prezumtiv, dar foarte aproape de realitate, atunci nu va dezvolta ancheta epidemiologică pe direcția corectă. Trebuie să știe cum să recolteze niște probe și să le pregătească pentru transport și toate măsurile astea, da? Ce fac? De fapt, înseamnă măsuri care limitează dimensiunile focarului. Și medicul de familie și el trebuie să știe să aibă niște elemente de genul ăsta pentru ca să poată să facă același lucru. Ați vorbit despre boli transmisibile și noi acum am trăit, am încheiat, sperăm, epidemia, pandemia care ne-a ocupat atât de mult timp din viață. Este previzibilă apariția unei astfel de boli infecțioase? Puteți să faceți niște calcule, să zic, statistici și să spuneți, uite, am avut acest focar, am avut epidemie, am avut pandemie, sigur, ea ciclic se va repeta, nu știu. Să nu fiți niciodată surprinși de apariția unui focar? Se poate prezuma, dar sigur nu pot să spui nimic. Și o dau un exemplu cu gripa. Vedeți, aproape, să zic, poate și 20 de ani s-a spus o să vină o pandemie, o să vină o pandemie, o să vină o pandemie. Bun, n-a venit. În niciun caz n-a venit cum s-au așteptat unii. A venit când a ajuns ciclul când virusului să se potrivească ca să poată să declanșeze o asemenea manifestare, care poate să fie mai tipică sau mai atipică, cum a fost pandemia din 2009 cu acel H1N1 care a fost bizar ca și mod de acțiune, să spunem așa. Deci, sigur, putem să ne gândim și e bine să fim pregătiți. Acum, vedeți, am trecut printr-o pandemie cu un virus care a avut o mortalitate de cât? De 3? Păi ce ne facem dacă ne trezim cu un virus, cum este un virus al unei febre emoragice, cum e Ebola, care are o mortalitate de 70%? Vedeți că acest virus SARS-CoV-2, care nu a excelat printr-o boală de o gravitate fantastică, a avut alte elemente care au făcut ca pandemia să aibă un impact foarte mare. Virusul ăsta a răsturnat lumea cu sus în jos și nici acum nu și-a revenit încă în integralitate această lume. Ar trebui ca acum oamenii să realizeze ce s-ar întâmpla, cum am spus, dacă ne-am confruntat cu o agresiune din partea unui agent patogen care să genereze o mortalitate din asta catastrofală. Ferească Dumnezeu! Ar trebui să ne pregătim pentru așa ceva. Da? Din păcate nu se prea vede asta, pentru că n-am ieșit bine dintr-o pandemie și lumea a intrat într-un război. Adică am ieșit dintr-un război parțial
dintr-un război cu microorganism, pentru că tot război a fost, a lipsit doar bomba, glontele, tancul, tunul, dar componentele, componenta economică, componenta socială, componenta de sănătate publică au fost componentele unui război. Problemele astea de criză financiară, de toate problemele economice, pentru că nu merg separat componenta economică de componenta de sănătate publică. Se influențează reciproc. Și s-a văzut în pandemie când se spunea, domnule, ar trebui să luăm măsurile alea, dar nu putem, că dărâmăm economia. Deci, dacă în situația confruntării cu un virus ca și SARS-CoV-2 am avut asemenea probleme ca umanitate în ansamblu, ce probleme am avea dacă ne-am confruntat cu o boală, cum e Ebola, sigur că calea de transmitere este alta, unde în loc de tuse și strănut, că ne panicam când tușea sau strănuta cineva. Ce s-ar întâmpla dacă am vedea pe cineva sângerând pe toate orificiile naturale? Deci, lumea asta trebuie să se responsabilizeze, să devină mai responsabilă vis-a-vis de propria ei soartă și de propriile priorități. Deci, sigur că ne uităm la ce? Ne uităm la febrele hemoragice, care nu sunt doar Ebola, sunt vreo 5 sau 6 febre hemoragice. Virusurile astea sunt în curs de adaptare la specia umană și virusul Ebola, el e un virus de proveniență animală, care acum este în faza de adaptare la specia umană și este o adaptare naturală. Nu trebuie să mai gândim la tot felul de scenarii și de... nu sunt bune la nimic. Se întâmplă niște lucruri în natură care sunt mai tari decât toate scenariile din lume. Și din păcate, omul este cel care provoacă agenții virali în a deveni agresiv față de om. Prin ce? Prin faptul că din dorința asta de a avea, de a câștiga, de a se îmbogăți, agresează natura. În natură există și binele și răul care sunt într-un echilibru lăsat de Dumnezeu. Omul ce face? Intervine în natură, dezechilibrează acest echilibru și atunci partea negativă vine și îl agresează pe om. Deci asta se întâmplă și cu aceste virusuri. Pentru că, vedeți, omul intră în natură, distruge pădurea de oricare fel ar fi. Ajunge direct în contact cu animalele și preia agenți patogeni de la animale direct sau indirect prin animalele care îl acompaniază, animalele domestice sau prin animalele sinantrope. Și iată cum scoate răul din natură, dezechilibrează totul și după aia tot el se miră că îi se întâmplă ce îi se întâmplă. Și se apucă să construiască scenarii, unele mai fantasmagorice decât altele, când în realitatea asta este. Trebuie să oprească această agresiune, această foame nemăsurată după câștig. Și să ne gândim că, vedeți, oamenii la ora actuală tratează Pământul ca și când ar avea o planetă de schimb. Adică în felul ăsta se comportă față de planeta asta, mamă care, și tată care le-a oferit atât, într-un dispreț total față de valorile principale de care de fapt se bucură, ca și când ar avea o planetă pe care să se mute mâine. Nu au. Nu au. Și ar trebui să regândim atitudinea asta. Sigur, nu, noi ca oameni putem să o cerem politicienilor, dar să determinăm niște politicieni să regândească atitudinea omenirii față de propria planetă, pentru că nu avem una de schimb. Și pentru că vorbiți de aceste boli care ne pândesc. Pentru că inevitabil, atâta timp cât se adaptează și fac pași importanți în adaptarea lor, pot apărea în orice moment și mâine, și poimâine, și răspoi mâine, mai ales că noi călătorim acum. Nu stăm într-un loc. Deci căile de transmitere pot fi multiple, animalele în contact cu ele vin oamenii de foarte multe ori, așa cum ați spus. Și atunci mă întorc la noi, la fiecare dintre noi. Am spus că organismul nostru este făcut de Dumnezeu astfel încât să se adapteze, să elimine el răul din el, să elimine singur. Așa este. Și totuși, este un moment în care e înfrânt. De ce? Ce se întâmplă în organism atunci când el nu mai poate să se echilibreze? Așa cum nici natura nu se mai poate echilibra pentru că a ieșit deja rău din ea. Ca orice lucru de pe lumea asta, există niște limite.
Și dacă limitele agresiunii sunt depășite, atunci se produce dezechilibru și dezechilibru induce boala, care uneori este irreversibilă. Deci, practic, în momentul în care omul își agresează propriul organism, peste limitele pe care acesta poate gestiona problema, toate mecanismele astea de apărare pe care organismul le are cedează sau unele cedează și se ajunge la boală care, cum spuneam, poate să devină irreversibilă. Când vorbim despre virusul, pentru că am ieșit din pandemie și au rămas foarte multe întrebări care nu au primit răspunsul pe care îl așteptam. Dacă organismul a fost agresat timp de câțiva ani, acest virus a venit, oamenii s-au și vaccinat, au făcut de toate și totuși, mulți continuă să facă această boală. Oare nici măcar pentru un an de zile n-a fost imunizat, cum vorbim de gripă, domne, un an de zile în sezonul acesta sunt mai liniștit. Cât de agresiv a putut să fie acest virus în contextul în care am luat toate măsurile de precauție, am făcut tot ce se putea, am ascultat și am fost cu minți și disciplinați și totuși continuă să ne agreseze? Da, continuă, dar agresează altfel. Deci aici s-a produs o modificare de filozofie, dacă se poate spune așa cu ghilimele de rigoare, pentru că de acum, de o perioadă semnificativă de timp, ne confruntăm doar cu subvariantele Omicron și nici una nu a modificat gravitatea bolii. Deci n-am mai avut niciun fel de situație în care să ne confruntăm cu o subvariantă sau o variantă de genul variantei Delta, care a adus multă suferință și multă durere și multe probleme. Practic, toate subvariantele merg pe o linie din aceasta care devine tot mai contagioasă, cum ați spus, îmbolnăvește oameni, dar fără să genereze presiune pe sistemul de sănătate, fără să genereze un număr de pacienți în terapie intensivă. Sigur, ei sunt și sunt și decese, din păcate. Dar nu ne mai confruntăm cu cifrele cu care ne-am confruntat anterior. Și mersul ăsta al problemei din partea virusului, la care se adaugă atitudinea oamenilor, pentru că de asta trebuie ținut cont. Oamenii, vedeți, deși știu că se pot infecta, deși știu, o parte dintre ei cel puțin, știu că există și decese, la un procent mic comparativ cu ce a fost înainte, frecventează aglomerările umane fără măsuri de protecție. Și asta ce ne arată? Că tratează virusul COVID-19 SARS-CoV-2 exact cum au tratat și tratează virusul gripal. Da? Deci au acceptat cumva situația asta, acceptă și riscul și atunci, ținând cont de aceste două elemente, de lipsa de presiune pe sistemul medical, putem să considerăm că am intrat într-o altă etapă de evoluție a pandemiei. Eu sper să fie etapa finală, care la un moment dat va fi declarată ca o hiperendemie și ulterior ca o endemie și nu va mai fi catalogată ca pandemie, ca dovadă că și Organizația Mondială a Sănătății a oprit starea de urgență epidemică. De ce vă temeți, domnule profesor, atunci când ne gândim la viitor, la bolile care pot apărea? Există ceva ce ar putea să ne ia prin surprindere, așa cum s-a întâmplat acum cu SARS-CoV-2, din toate? Pentru că dumneavoastră cercetați și garantat știți și vă așteptați la ceva anume. Așa cum ați spus, ne așteptam să fie o pandemie și totuși a fost altceva decât poate am calculat noi. Astăzi, când mă gândesc la dumneavoastră pentru faptul că sunteți în forurile internaționale care studiază, care se ocupă de aceste probleme, se pun acum probleme de pregătire a populației într-un anumit fel? Există ceva ce, mai ales că avem și războiul destul de aproape, există ceva ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne educăm într-un anume fel? Ar trebui să pregătim ceva? Vă temeți de ceva astăzi? Sigur că, din punct de vedere tehnic, ne putem gândi la diversele boli care există la ora actuală, care sunt cunoscute, că sunt atâtea cunoscute că nu mai are rost să ne gândim la cele care sunt necunoscute și să ne temem de ele.
Avem bolile emergente, adică entitățile nou apărute, și avem bolile reemergente, boli ca, din păcate, boli care au fost controlate o perioadă de timp și care, din cauza evitării vaccinării la copii și chiar la persoanele adulte, au devenit, din nou au revenit în actualitate. Deci avem aceste două probleme la care ne putem gândi și la care ar trebui să ne gândim. Dar trebuie să ne gândim la educația populației. Asta este extrem de important, să facem o educație a populației și în același timp autoritățile să fie pregătite. Deci pregătirea populației o facem prin educație. Educație generală și în cadrul educației generale, educația pentru sănătate. Cu asta pregătim populația. Populația, în momentul în care este educată, este receptivă la mesajele pozitive și este retivă la mesajele false, la mesajele de dezinformare. Deci în momentul în care facem treaba asta, am pregătit acest segment de care foarte important, cel mai important, mă refer la populație. Iar pe partea altă, autoritățile, este datoria lor, responsabilitatea lor să fie permanent pregătite pentru a putea să ia măsurile în momentul în care problema apare. Nu să nebunești lumea cu mâine îți apare nu știu ce, poi mâine o să te confrunți cu nu știu ce. N-are niciun sens. Ocupă-te de educație, ocupă-te de a transmite oamenilor ceea ce trebuie să primească și tu ocupă-te de ceea ce trebuie să știi și trebuie să ai pus deoparte, ca să spunem, ca să poți să intervii la momentul potrivit. Dar revenirea bolilor este mai greu de dus decât atunci când au apărut ele? Să zicem, acum le cunoaștem. În momentul în care revin mai agresiv, nu mai răspund tratamentelor pe care noi le cunoșteam în urmă cu 20-30 de ani? Nu, dar e păcat că revin. Știți, pentru că au fost o serie de boli care au ajuns să fie controlate și care din vari motive, dar în special pe această temă a refuzului de vaccinare, pe tema refuzului de a recunoaște că există o problemă în acea direcție. Și aici apar o serie de consecințe. Au făcut ca aceste boli să reapară în actualitate. La ce vă referiți anume? Sunt o serie de boli, toate bolile care au fost controlate prin vaccinare, de la difterie și până la care boli mai vrem, tuse convulsivă. Sunt o grămadă de boli infecțioase care au fost controlate prin vaccinare și care la ora actuală, datorită reducerii acoperirii vaccinale prin refuzul vaccinării de către părinți pentru copii, sau prin refuzul vaccinării la populația adultă, acolo unde este cazul, au făcut ca aceste boli să revină. De exemplu, am avut și difteria a fost până nu mulți ani în urmă în Republica Moldova, în Moldova de dincolo de Prut, a fost în Ucraina relativ recent, acum câțiva ani, au fost ultimele cazuri, nu știu ce mai fi acum în teatrul ăsta de război. Deci, e o situație. Ne referim direct la difterie, care e chiar o problemă care poate deveni acută. Și a face o revaccinare din 10 în 10 ani cu toxoidul difteric este o necesitate. Vedeți, în alte părți, în alte țări, adulții discută problema vaccinării la adulți. Și a revaccinărilor la adulți. La noi, aproape deloc, nu se discută problema. V-am spus, pentru că, de fapt, noi așa am învățat. Am învățat că vaccinarea este pe viață și că nu este nevoie de revenire asupra vaccinării. Erau doar câteva vaccinuri despre care s-a spus că ar fi nevoie de o revenire. Și atunci noi ne-am bucurat că am avut așa vaccinuri foarte bune, pentru că vorbim de vaccinurile noastre de la Cantacuzino, pe care ne-au fost administrate și care ne-au dat această imunitate, deci, pe viață. S-a spus de bună credință că este imunitate pe viață, dar exprimarea e un pic forțată. De ce? Dacă dumneavoastră mă întrebați pe mine acum, e un vaccin de 5 ani, să zicem, a apărut, și mă întrebați cât timp îți oferă imunitate vaccinul respectiv, eu o să spun 5 ani, pentru că la momentul ăsta încă oamenii prezintă imunitate post-vaccinală. La 10 ani voi spune că o oferă pentru 10 ani. La 15 ani pot să observ că nu mai există imunitate și atunci spun, opa, trebuie să revin și să fac un rapel din 10 în 10 ani. Așa s-a crezut la momentul acela că se obține imunitate pe viață și poate a fost și o încurajare pentru ca oamenii să accepte vaccinarea și să zică, dom'le, m-am vaccinat și nu mai am treabă toată viața mea cu problema asta. E, în timp ce s-a observat că după un anumit număr de ani se pierde
imunitatea post-vaccinală. Sau se pierde o măsură importantă din această imunitate, pierdere care te face vulnerabil la boală. Și atunci se hotărăște reintroducerea rapelului. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Nu pot să închei însă fără a vă ruga să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Asta să caute oamenii. Să caute informația corectă venită de la cei care au pregătirea necesară, dovedibilă, cu dovezi, da? Au pregătirea necesară pentru ca să poată să prezinte lucrurile în mod corect, științific și benefic pentru sănătate. Mulțumesc foarte mult domnului profesor asociat Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, domnului doctor Emilian Damian Popovici. A fost o bucurie să fiți alături de noi și vă mulțumesc că ați străbătut ruta Timișoara-București pentru a ne întâlni în studio astăzi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și oricând voi participa cu aceeași plăcere. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Așadar, informația pe care o luăm, s-o luăm dintr-o sursă credibilă, cred că este cel mai important moment și ne va ajuta pe viitor și în prezent ca să fim sănătoși. Avem nevoie de o informație corectă și de o informație bine aleasă. Vă mulțumesc pentru că sunteți împreună cu noi și vă îndemn ca de fiecare dată prețuiți sănătatea!